Domnule antrenor, după două victorii în deplasare, 6 puncte importante în ierarhia clasamentului și rămânerea Minaurului într-o poziție de cupă europeană și într-un clasament superior, vine meciul de acasă cu Vaslui. Cum găsiți acest meci după două victorii frumoase? Da, două victorii frumoase muncite după, zic așa, 4 zile de autobuz, de autocar. Greu, foarte greu, însă sunt extrem de mulțumit pentru cele 6 puncte. A fost și obiectivul nostru. Sunt sigur că vine meciul cu Vaslui de acasă, unde multă lume o să zică că este un meci ușor. Nici vorbă de așa ceva. Pentru noi, fiecare meci îl considerăm un meci greu, un meci în care trebuie să muncim. Iar dacă reușim să o facem cum a făcut-o și la Alexandria și la Bacău, atunci cele 3 puncte o să rămână la Baia Mare. Probleme la lotul, în lotul echipei? Îl avem pe Barney, are o întindere ușoară. L-a mai avut pe Vujovic, care acum a revenit la echipă, a fost cu lotul național al Montenegrului. În rest, suntem sănătoși, asta e important.